Bolile autoimune pot să aibă drept, să fie o consecință a intoxicației cu mercur. Mercurul se leagă de celulele proprii organismului și atunci organismul nu mai recunoaște, le deteriorează celulele, fie că sunt membranele, fie că pătrunde în interiorul celulei și provoacă dezechilibre și atunci organismul nu mai recunoaște celulele noastre ca fiind proprii, pentru că sunt deteriorate, denaturate, și produce anticorpi împotriva acestor celule. Și așa ajungem să avem poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, tiroidită Hashimoto. Tiroidita este atât de frecvent întâlnită la tineri și de 20 și ceva de ani, și de 30 de ani, mult prea devreme pentru că un tânăr să aibă o boală Și autoimună. care s-ar putea datora intoxicației cu mercur. Foarte probabil. Da. Altă explicație. Și ar mai fi bolile Ah, scuze. degenerative, ca să închei. Da, am lăsat la urmă diagnosticele severe la care cel mai probabil ajungem dacă nu eliminăm mercurul din organism. Am zis de bolile autoimune, bolile degenerative, care vin într-adevăr în a doua parte a vieții. Parkinson, scleroză multiplă, Alzheimer, Demența. demențe de orice fel. Scleroză laterală amiotrofică, din păcate am întâlnit în ultima vreme, la doamne de 40-50 de ani, mult prea devreme. Cam asta este paleta. Din toate zonele medicinei putem să găsim diagnostice care să aibă în spate o intoxicație cu mercur și asta pentru că mercurul se poate depune oriunde în organism și în funcție de locul în care se depune, acolo deteriorează glanda organului respectiv, perturbă funcțiile organului și atunci apar consecințele, simptomele și în final diagnosticul. Sunt peste 270 de simptome, că mă întrebai mai devreme ce poate să simt. Am enumerat doar câteva. Pare greu de crezut că mercurul poate să Le facă găsim atâtea. aceste simptome pe site la tine? Cele mai multe sunt Da? menționate acolo, da. Site-ul tău este?